Bucătăria românească vine la pachet cu multe rețete tradiționale de care mulți dintre noi s-au îndrăgostit, fie că ne amintim diferite rețete pe care bunicile noastre le făceau sau unele pe care le-am descoperit singuri. Cu siguranță există multe opțiuni. Când vorbim de ciorbe, știm că avem multe opțiuni și mulți dintre noi suntem obișnuiți să folosim leuștean ca unul dintre ingredientele ce dau gustul special și savuros. Aparent au fost descoperite niște lucruri pe care medicii le consideră dăunătoare. Deși leușteanul are și efecte pozitive în cazul unor afecțiuni, acesta este contraindicat. Din cauza faptului că leușteanul are un conținut ridicat de quercetină, un flavonoid foarte activ din regnul vegetal, el are un efect puternic antioxidant, modulează sistemul imunitar plus, acționează având diferite proprietăți anticancerigene. În leuștean găsim și diferite uleiuri volatile plus vitamine. Gustul amar e datorat cumarinei, ea având efecte pozitive care reduc șansa apariției a diferite tumori și inflamații. Toate aceste lucruri sunt foarte bune pentru corpul nostru, însă ce s-a observat este că leușteanul provoacă un proces iritativ atunci când îl consumăm în cantități mari și pe perioade lungi de timp, astfel provocând probleme renale. El nu se folosește nici în perioada sarcinii și dacă pofta e prea mare, se recomandă un maxim de 3 grame de frunze pe zi să fie folosite. Un alt lucru important pe care este bine să îl știm este faptul că leușteanul este interzis pentru consum copiilor. Fiind un diuretic, persoanele care au probleme cu rinichii trebuie să aibă grijă atunci când îl consumă. Este clar că persoanele care suferă de afecțiuni medicale ar trebui să evite consumul de leuștean. Dacă totuși persoanele au consultat un medic specialist la recomandarea acestuia, leușteanul poate fi folosit fără probleme. Așadar, acestea sunt motivele pentru care este bine să evităm leușteanul în ciorbă, mai ales că acum știm aceste detalii despre proprietățile sale. Relatează herbeauty.ro.